nu mai sunt oameni ăia din fotbal. Și nici nu mai merge așa ceva. Nici arbitru, du-te la un arbitru și spune că-i dai și pată. Vedem, îți ia? Nu îți mai ți ia? Pe vremuri mergea. Că erau și șefii, păi mergea. Făceau tot felul, care mai de care. Noi se spunea Borcea. Controlam și aerul. Nu? Da. Acum nu mai merge, tata, să controlezi. Dar da. Nu că Burleanu... Apăruse o poveste și cu o mașină germană pentru unul dintre arbitrii care încă se mai află în circuit. Știi, asta așa a fost atunci, înțelegi? Și chiar dacă au fost, sunt, au fost, dar și aia s-au curățat și nu mai merge nici la aia. Înțelegi? Colegul meu... Am spus, blaturi nu mai există în fotbal. Nici aranjamente, nici blaturi, nici nimic, nu mai sunt. Dar nu că Burleanu a făcut. E adevărat, dar să spuneți că nu mai sunt, dar să știți că sunt oameni, am vorbit și cu Cristi Bala și cu alți oameni care, nu știu, au pus un semn de întrebare în privința felului în care s-au jucat meciurile dintre FCSB și Hermannstadt sau Poli Iași în finalul de an. Hai să nu discutăm prostii, nu vreau să comentăm prostiile, știi? Pentru că dacă mă apuc după aia, dacă vorbim de treburi de astea, pot să treia să spun eu niște alte lucruri care le... Care ei sunt unii oameni, ca să nu spun de cineva, vorbesc de unii oameni, da? Sunt unii oameni care, de care ei au fost învățați să li se dea, când nu li se dă, li se pare că sunt nedreptățiți, dacă sunt, e lumea corectă cu ei. Și mai iau și încă un revers. Dacă adversarii lor nu mai sunt furați, mi se pare că sunt avantajați, pentru că așa au fost obișnuiți de mici crescuți. Ai înțeles la ce mă refer? Deci dacă ea FCSB e arbitrată corect, mi se pare că e avantajată, pentru că ei au fost învățați să fie curată. M-ai înțeles? Da. Și iar ei, dacă nu li se dă ceva în plus, mi se pare că sunt dezavantajați furați. Așa sunt obișnuiți. Pentru că așa a fost societatea asta românească, cum ar veni. Ei securiști comuniști. Ei au fost obișnuiți să li se dea. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, are Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, are o exprimare care nu este tocmai fericită. El zice că arbitrii o trec pe Dinamo la și alții. Păi nu, la și alții ar trebui să fie toate echipele, toate cele 18 sau câte sunt în Superliga. Nu există Dinamo și alții. Nu. Acum spun ceva. Dinamo, dintotdeauna, Dinamo, nu știu de ce, da. Dar Dinamo dintotdeauna, ea a fost tot timpul apărată de arbitri. Da. Nu, numele ei, Dinamo, adică era o echipă cu nume și a fost tot timpul apărată, așa a fost. Da, numele ei și ce era în spatele numei, ministerul care era în spatele ei. Și ministerul și toate, multe lucruri, multe elemente. Acum a intervenit un alt element. Ea a decăzut prea mult. Și ca atare, decăzând prea mult, demnitatea ei și autoritatea ei nu mai există. Neexistând demnitatea și autoritatea ei, vorbesc ca, pe o persoană, vedeți? Da. Înțelegi? Fac o comparație. Atunci trebuie să se aștepte la asta. Este trecută la și alții pentru că ca și a trecut chiar mai dincolo de și alții. Adică e la fundul clasamentului. Deci nu este vina nimănui, este vina tocmai acelora care au condus-o și care au finanțat-o. Și care toți au venit și i-au zis că au iubit-o și au divorțat de ea. Au folosit-o, s-au jucat cu ea, s-au distrat cu ea, au făcut dragoste, au lăsat-o, au făcut dragoste, au lăsat-o. M-a înțeles? E vina la ăia. Că dacă era cineva că spunea, domne, iubesc Dinamo, văd tu când... Eu n-am spus că eu iubesc Steaua. Eu am zis, eu fac o afacere. Azi, tot timpul am spus. Pe când ăia au fost oameni, nu vreau să se supere fiul meu, că el săracul și așa, băga bani, pușcărie, alea, dar atunci când iubești o echipă, nu o lași
de izbeliște, cum au lăsat-o ei pe Dinamo de praf. Și a ajuns că, într-adevăr, îi dau suporterii care îi săraci. N-ai ce să le faci. Băi, ei au iubit-o. I-au încercat, au dat 100, 30, 50, 70, 500 de lei. Ce să facă ei săraci de suporteri? Dar n-au putut să răzbească. Că n-ar trebui bani mai mulți. Și atunci a ajuns la și alții. Nu-i nimeni de vină decât cei care au luat-o și care s-au jucat cu ea, s-au distrat cu ea și au aruncat-o, pur și simplu.